S-au plimbat cu o motocicletă și cu o mașină furate, însă au fost prinși de poliție. Este isprava doi tineri de 21 și 23 de ani din orașul Drochia, care sunt cercetați penal pentru furt. Potrivit poliției, cei doi amici au consumat băuturi alcoolice, apoi au pătruns în curtea unei case din Drochia și au furat o motocicletă. Și pentru că nu s-au mulțumit doar cu atât, au mai furat și un automobil parcat în fața unui bloc și s-au plimbat pe străzile orașului. În mașină proprietarul avea un sistem audio, dar și alte bunuri. Suma prejudiciului cauzat ambelor victime a fost estimată la peste 27.000 de lei. După aproximativ 5 ore de la comiterea infracțiunii, unitățile de transport au fost depistate, iar făptașii și-au recunoscut vina. Aceștia riscă amendă de până la 20.000 de lei sau închisoare de până la 5 ani fiecare.